Chiar dacă nivelul de alertă antiteroristă în țara noastră nu se modifică, autoritățile nu stau cu mâinile în sân, legea Big Brother intră din nou în discuție. Aceasta le impune operatorilor de comunicații să stocheze timp de șase luni toate datele privind convorbirile efectuate, durata și locul unde au avut loc, lucru care îi îngrijorează pe români pentru faptul că serviciile secrete ar putea avea acces la toate informațiile personale. Jumătate din cetățenii țării se simt ofensați de legea Big Brother pentru că spun ei, operatorii de telecomunicații le-ar încălca dreptul la intimitate, înregistrându-le practic viața, cu cine au vorbit unde, despre ce subiect și mai ales locația. Dacă legea ar intra în vigoare, toate aceste date potrivit documentului ar fi la dispoziția serviciilor secrete. Legea supravegherii electronice este cu atât mai controversată în condițiile în care, în vara anului trecut, a primit din partea Curții Constituționale ștampila de neconstituționalitate. Pe acest subiect s-a exprimat și Procurorul General al României, Nițu consideră că trebuie păstrat un echilibru între drepturile omului și secretul corespondenței, însă prioritar este dreptul la viață, chiar dacă ar fi îngrădit de dreptul la comunicare. Potrivit magistratului în contextul atacului din Paris comis împotriva săptămânalului satiric Charlie Hebdo, legile privind cartelele preplătite și retenția datelor ar putea constitui instrumente necesare pentru a preveni actele de terorism. Mai multe ONG-uri au susținut în contextul convocării ședinței interministeriale că autoritățile române folosesc atentatul din Franța pentru a restrânge drepturile fundamentale.